În aceste zile se desfășoară aici zilele Universității de Medicină și totodată se împlinesc 150 de ani de medicină. Povestiți-ne un pic ce înseamnă asta pentru universitate, ce înseamnă asta pentru Cluj și pentru întreaga lume medicală din România. În fiecare an, în prima săptămână din luna decembrie, universitatea este în sărbătoare pentru că se sărbătoresc zilele Universității de Medicină și Farmacie și este o săptămână plină de manifestări științifice, culturale, artistice și nu numai. Manifestările au punctul culminant joi, când va fi gala zilelor universității, se vor da premiile pentru activitatea de anul trecut pe diferite secțiuni, va fi și mesajul și raportul rectorului și program artistic. Este, așa cum am spus, o săptămână plină de bucurie pentru noi, pentru că în fiecare an sunt scoși în evidența aceia dintre noi care au făcut mai mult decât le cere fișa postului, să zic așa, și care au excelat într-unul sau în altul dintre domeniile lor. Și pentru studenți este o săptămână plină, au și ei manifestările lor, masteranzii și doctoranzii la fel, deci e o săptămână efervescentă pentru membrii comunității academice. Care sunt punctele de atracție ale săptămânii, cele mai interesante conferințe la care ar putea să asiste cei interesați, expoziții, vernisaje, alte evenimente care să atragă atenția? Sunt mai multe. De exemplu, astăzi, imediat, are loc vernisajul Salonului de Iarnă al Medicilor. Este o expoziție anuală a colegilor medici care au o pasiune din artele plastice. Avem apoi o conferință foarte interesantă pe tema responsabilității sociale și a profesionalismului în medicină de la ora 16. Mâine vom avea acordarea unui titlu de doctor honoris causa, iar la ora 17, mâine, sărbătorim printr-un simpozion omagial 150 de ani de învățământ medical în orașul nostru. Apoi, miercuri, vom avea iarăși un simpozion foarte interesant, simpozionul Sergiu Duca, care a fost întemeietorul chirurgiei laparoscopice în România și unde avem foarte mulți invitați din străinătate. Apoi, universitatea oferă pentru angajații ei un balet, un spectacol de balet, Spărgătorul de Nuci, de la ora 18. Joia este gala premiilor, așa cum v-am spus, bineînțeles urmat de evenimente sociale, iar vineri concursul de postere și alte conferințe care nu pot să le selectez, pentru că toate sunt foarte interesante. Foarte pe scurt, cum ați descrie acești 150 de ani de medicină clujană aici, în inima Transilvaniei, având în vedere că Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu este una dintre cele mai prestigioase școli de medicină din întreaga Europa și cred că se poate plasa cu succes și printre cele mai bune din lume? Practic, de 150 de ani, școala medicală clujană a format zeci de generații de profesioniști ai sănătății dedicați meseriei pe care și-au ales-o. Practic, a avut grijă de sănătatea clujenilor și nu numai, prin formarea acestor medici, asistente medicale în ultimii 20 de ani și alte ramuri ale medicinii, pentru că avem responsabilitatea să ne gândim la populația din Cluj și din județele Transilvaniei. A fost o datorie, așa cum spunea Vasile Pârvan, datoria vieții noastre și dorim să, ca și peste 100 de ani, să se poată spune despre noi că ne-am făcut cu abnegație datoria care se așteaptă, pe care o așteaptă clujenii și cetățenii de la noi.